Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj, a fost internat la psihiatrie și măsura vine după ce a fost prins la volan a patra oară, repet, a patra oară în 20 de zile, deși avea permisul suspendat. O expertiză medicală de specialitate va arăta dacă politicianul, în vârstă de 78 de ani, mai are discernământ. Am acceptat benevol să fac o expertiză medicală. Procurorii să mă rețină pentru analize, nu pentru zdup. Ca să ne înțelegem foarte clar. Fostul baron de Gorj a dat din nou explicații în fața polițiștilor după ce a fost prins a patra oară luna aceasta conducând fără permis. Dan Ilie Morega nu a fost reținut, dar a ajuns la secția de psihiatrie a Spitalului Județean din Târgu Jiu. O expertiză va stabili dacă are discernământ sau dacă este un adevărat pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Până la o expertiză medico-legală, de fapt și drept, statul nu are instrumente să pună o persoană la adăpost de riscul pe care și-l pune Sieș sau unor altora. Fostul prefect a rămas fără permis pe 6 februarie, după ce doi medici au constatat că e inapt pentru a conduce. Familia a încercat să-l țină departe de volan, dar Morega și-a luat mașini noi și a continuat să conducă, iar polițiștii care l-au prins l-au lăsat de fiecare dată liber. Pe 22 februarie a fost filmat mergând pe contrasens în Târgu Jiu cu girofar pe mașină. Spuneți că dumneavoastră ați condus? Da, eu și sunt perfect legal. Mai conduceți? Da. O să plecați de aici din birou, o să conduceți? Da, da. Morega a contestat decizia de suspendare a permisului pe 22 februarie, însă o simplă contestare nu-i dă dreptul de a conduce. În această situație este nevoie de intervenția instanței de judecată pentru a admite o eventuală cerere de suspendare a actului administrativ. Abia în acea situație persoana are dreptul să conducă. Dacă se dovedește că Morega nu are discernământ, acesta nu va răspunde penal pentru faptele sale. Poate fi internat împotriva voinței sale, însă numai pe o perioadă limitată. Dacă expiră acea măsură sau dacă nu este renoită sau dacă persoana se simte mai bine sub tratament, familia își asumă externarea. În legea sau pe legea actuală, semnătura familiei nu are ramificații ulterioare juridice. Poate ar trebui să avem alte instituții specializate din domeniul medical, poate din domeniul asistenței sociale, care să urmărească ca astfel de persoane să nu ajungă să conducă pe drumurile publice. Expertiza psihiatrică va avea loc în zilele următoare. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.